La secția orele din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău apar frecvent cazuri dramatice de insuficiență respiratorie acută sau sângerări, corpi străini care necesită intervenție de maximă urgență cu competență și dăruire. Un caz complex a fost înregistrat recent. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a ajuns cu ambulanța la UPU în stare critică, acesta venind cu politraumă prin autoagresiune. Pacientul este cunoscut ca o persoană cu probleme sociale, psihice și cu tendințe suicidale. La nivel cervical, prezenta un risc de hemoragie cataclismică, fiind o regiune a marilor vase și elemente anatomice de importanță vitală, fiind și organele respiratorii la acest nivel, care au fost interesate în această plagă complexă cervicală profundă, interesarea laringelui, care era fragmentat în multiple bucăți, care erau lezate și vertical și orizontal și cu decalaje, fiind o adevărată provocare de reconstrucție a laringelui, care s-a reușit cu succes, cu implicare, cu dăruire, cu emoții și cu dorința de a ajuta și de a salva bolnavul. Echipa Orele, condusă de Vasilica Bâldea, medic primar și șef de secție, a realizat reconstrucția laringelui, care a fost secționat vertical. Evoluția pacientului este bună. După mai multe zile de supraveghere în secția ATI, a fost mutat în secția Orele, unde este supravegheat zilnic. Aici vă supără? Nu. Aici la gât? Vorbiți mai bine dacă vă țin așa? Vorbiți corect, da? Respirați bine acum? Da? Aici? Plaga pe care am pansat-o noi dimineață vă deranjează acum? Întușiți. Mai tușiți puțin, mai ținem aici, da? Se închide plaga în curând. Pacientul are încă plăgile în curs de vindecare, neinfectate, fără infecții nozocomiale, fără durere, fără sângerare, fiind posibilă și suprimarea acelei traheostome temporare de urgență, pacientul respiră normal pe căi naturale prin acest laringe reconstruit, vorbește normal, se hrănește, se deplasează, primește consiliere psihologică și psihiatrică, mai are o susținere medicamentoasă specifică patologiei lui, timp de câteva zile a fost chiar alimentat parenteral, nefiind posibilă alimentația orală imediată postoperator. Bărbatul va fi externat în câteva zile după închiderea completă a operației. Totodată va continua și cu tratamentul psihiatric și psihologic. Acest caz reprezintă un exemplu de implicare cu toată responsabilitatea în patologia gravă de urgență non-COVID, care nu a fost niciodată neglijată de personalul medical și conducerea spitalului.